Bună seara și bine v-am găsit la o nouă serie de emisiuni Ruatox. Sunt Anca Rusu și mă bucur să vă am alături. În cadrul ediției din seara aceasta, tema dialogului pe care vă propunem este, credem, una aproape de sufletul dumneavoastră. Prin urmare, în seara aceasta, urmând a dialoga despre cele frumoase sufletului omenesc, și anume credința și Dumnezeu. Alături de mine, în seara aceasta, am plăcerea și de asemenea onoarea de a-l avea invitat pe părintele Silviu Aurelian Gimborian. Dânsul este preot al parohiei Adormirea Maicii Domnului din cartelul Unirii, municipiul Târgu Mureș și de asemenea este inspector pentru tineret în județul Mureș în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia. Bună seara, părinte! Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea și că v-ați făcut timp să fiți în seara aceasta alături de noi. Bună seara și bine v-am găsit, dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc la această oră. Este onoare și pentru mine că mă aflu alături de dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag și vă așteptăm cu mare drag și cu altă ocazie. Doamne, ajută! Părinte, pentru început aș dori să povestim puțin despre credința în rândul tinerilor în societatea actuală și cum anume se manifestă aceasta. Într-adevăr, când vorbim de tânăr, vorbim de un copil, un copil care încearcă să-și caute un rost în viață și cum se poate mai bine ca acest rost în viață să fie construit în biserică, pentru că însuși Mântuitorul Iisus Hristos, îndemna, zicând, lăsați copiii să vină la mine. Și atunci, acest îndemn al Mântuitorului Iisus Hristos ne întărește pe fiecare dintre noi și, în special, noi, slujitorii bisericii, să îi cercetăm pe tineri și să îi căutăm pe tineri. Credința rândul tinerilor este oarecum șubredă. De ce spun acest lucru? Pentru că, la un moment dat, apare așa o balanță în care se gândesc să încline spre folos, spre zidire sau oarecum spre rușine. Pentru că un tânăr credincios, dacă se află într-un grup de prieteni și ajunge la un moment dat să vorbească atât de frumos despre Hristos, despre Dumnezeu, posibil ca ceilalți din anturajul lui să vină cu fel și fel de argumente, chiar să le a în râs sau în bătaie de joc. Însă, noi trebuie să știm un singur lucru, așa cum ne spune proverbul latin Nihil sinedeu, nimic fără Dumnezeu. Trebuie să urmăm acest proverb și să încercăm să însămânțăm în sufletele tinerilor noștri de astăzi, pentru că tânărul de astăzi este adultul de mâine, și să încercăm să-i îndrumăm spre calea cea dreaptă. Pentru că atunci când ești cu Hristos, te naști cu Hristos și ești împreună cu Hristos, cu siguranță că vei avea numai reușite în viață și nu trebuie niciodată să ne rușinăm cu Hristos, pentru că biserica a fost și va rămâne din, din, totdeauna și va rămâne pentru totdeauna un formator principal în ceea ce înseamnă educația creștină. Pentru că în biserică îl găsim pe Hristos, în biserică ne unim cu Hristos, încă de la taina Sfântului Botez, când devenim mădulare ale Bisericii lui Hristos și din păcate, tinerii trec printr-o perioadă destul de controversată, mai ales în zilele noastre. De ce spun acest lucru? Pentru că observăm oarecum o ușoară prezență sau o ușoară scădere în prezența uh, fizică a tinerilor în biserică, dar există foarte multe lucruri prin care tinerii pot fi atrași la biserică. Și nu o spun doar la nivel declarativ o spun și faptic, pentru că noi încercăm și foarte mulți colegi preoți încearcă, în diferite parohii, să ajungă la sentimentul copilului. În primul rând, ei trebuie chemați la biserică. Că ne întrebăm de ce nu vin tineri la biserică, pentru că nu-s chemați. Chiar Părintele Constantin într-o carte a sa, explica despre acest lucru, despre acest fapt. În primul rând, un tânăr să fie prezent în mijlocul nostru și în biserică, Trebuie chemat, el trebuie cercetat. Și poate că, într-o primă instanță, copilul va refuza să vină. Asta nu înseamnă că trebuie abandonat. Mai mult, și din contră, trebuie cercetat. Să vedem care este motivul pentru care nu vrea să vină, de ce nu vrea să vină și cum pot să-l atrag spre biserică. Ei bine, mi-am dat seama că, prin unitate, printr-un grup. Catehetic, la nivel de parohie, copiii pot să aibă ocazia de a se regăsi fiecare dintre ei și de a se cunoaște între ei, de a socializa prin diferitele activități sau proiecte pe care le propunem înspre folosul tinerilor noștri. Noi trebuie și suntem datori să ne îngrijim de tineri pentru că ei vor fi cei care vor continua mai departe și vor duce credința strămoșească pe care și noi am obținut o de la strămoșii noștri. Chiar dacă trăim vremuri grele, acum ne spune și Mântuitorul Hristos, nu vă înspăimântați, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit. Nu trebuie să ne destabilizeze nimeni și nimic, ci trebuie să fim tot timpul prezenți în Biserica Lui Hristos, să ne rugăm și să punem în sufletele copiilor această credință adevărată. Credință pe care am oștenit-o și noi și credința trebuie trăită, nu? Credința fără fapte moarte este. Și atunci noi, prin aceste fapte pe care le facem și în special prin chemarea tinerilor, pentru că sunt foarte mulți tineri și să știți că au și o deschidere atunci când le vorbești despre Hristos, le vorbești despre biserică, au un respect și cu siguranță că dacă acel tânăr vede în preotul respectiv un prieten bun, ajunge să se atașeze de părintele respectiv și va deveni un bun prieten, nu doar un bun duhovnic. Încă din tinerețe, dacă știm să cunoaștem un duhovnic, dacă știm cum să ne raportăm la viața de zi cu zi și cum îl alegem pe duhovnic de fapt, noi trebuie să îl rugăm pe Dumnezeu să ne scoată în față oameni care pot fi asemănători nouă. În primul rând, mă duc la biserica de cartier sau la cea mai apropiată biserică. Acolo, cu siguranță, vom întâlni un preot care slujește, care se roagă frumos, și dacă vom ajunge să-l abordăm pe părintele respectiv, eu, ca tânăr, de exemplu trecând printr-o problemă și părintele are această deschidere să mă asculte, deja îl simt că prin sfaturile pe care mi le-a dat atunci, el poate să îmi inspire încredere pe mai departe. Și atunci deja eu îl aleg ca și duhovnic. De fapt, duhovnicul ce înseamnă? Un om care stă mereu, e dispus să mă asculte, să-mi asculte suferințele, să-mi asculte supărările, dar să mă și îndrume ca să nu greșesc înaintea lui Hristos, pentru că suntem oameni și fără de păcat nu este nimeni. Dar rolul duhovnicului în viața fiecare dintre noi și în special a tânărului este acela de a ne îndruma fără greșeală. Și atunci când greșim, să venim înaintea preotului duhovnic, să ne mărturisim, să ne spunem păcatul pe care l-am săvârșit și pe lângă dezlegarea pe care ne-o dă pentru a putea să ne apropiem de Sfintele Taine, de Sfânta Euharistie, să găsim și sfaturile pe care trebuie să le urmăm. Pentru că un părinte duhovnic a întâmpinat și întâmpine foarte mult în viață și zic eu că acumulează un bagaj de cunoștințe duhovnicești pe care mai târziu sau mai devreme de ce nu, le poate împărtăși și penitenților care vin la Taina Spovedaniei și în special, în special tinerilor care caută aceste lucruri. Și aș spune eu că, într-adevăr, este necesar un duhovnic în viața tânărului. Vedeți că de fiecare dată când avem o problemă medicală, ne ducem la medicul de familie sau la medicul specialist. Da. Dacă am o problemă psihiatrică, mă duc consult un psiholog sau un psihiatru. Când am o problemă duhovnicească, mă duc să consult un preot. Da. Și atunci, cu siguranță că trebuie să trecem peste această grea încercare că foarte mulți tineri când spun în grupul de prieteni o să mă spovedesc, deja apare oarecum acolo fel și fel de discuții și poate că îl descurajează să se prezinte în fața preotului duhovnic. Nu, îi încurajez pe tineri să își caute un duhovnic să se ducă înaintea preotului și sunt convins că preotul îi ascultă cu mare dragoste și mai mult decât atât, Ivan va să culeagă roadele pe care strămoșii noștri le-au însămânțat și așa cum ei au, au cinstit biserica și ne-au învățat să le iubim pe Hristos și biserica ne învață să trăim în și cu Hristos, așa cum ne îndeamnă și Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Galateni, în capitolul 2, versetul 20, zice că m-am răcșinit împreună cu Hristos, acum nu eu, ci Hristos trăiește în mine. Și atunci, de mic copil, dacă trăiesc cu Hristos, Mă împărtășesc cu Hristos la fiecare Sfântă Liturghie, pentru că vedem că până la șapte ani copiii sunt așteptați da. și chiar îi rog pe părinți să-i aducă, să se apropie de Sfântul Potir, pentru că au această dezlegare. Până la șapte ani nu necesită taina spovedaniei și este o binecuvântare de la Dumnezeu să ajungem să ne împărtășim cât mai des cu cinstitul trup și Sfântul Sânge al Mântuitorului Hristos. Mulțumim mult pentru cuvintele frumoase, părinte. Cu drag. De ce credeți că există această dualitate în rândul tinerilor? Apropierea de duhovnic, de biserică, de tainele bisericii, respectiv departarea de ele? Da, acum, într-adevăr, depărtarea de biserică, oarecum tinerii o văd prin alte activități. În sensul că e prea de dimineață să mă trezesc, să mă duc la sfânt la liturgie. Mă plictisesc să-L ascult pe Domnul Părinte. Nu-mi place că dacă mă duc la biserică și-o șotez două, trei credincioase despre felul cum am îmbrăcat, despre felul cum am venit în biserică și atunci eu zic că ar fi câteva argumente pe care tânărul le-ar expune atunci când îl întreb de ce nu vine la biserică. Însă noi trebuie să știm din capul locului un singur lucru. Nu mă duc la biserică să mă vadă Doamna Maria cum sunt îmbrăcat, nu mă duc la biserică să mă vadă Domnul Vasile, de câte ori m-am împărtășit, ce mă duc la biserică pentru sufletul meu. Este ca și cum mă duc la doctor pentru mine să-mi prescriu o rețetă, așa mă duc și în biserică. Să mă rog să trăiesc și să mă împărtășesc. În biserică îl găsesc pe Hristos. Noi avem această binecuvântare de la Dumnezeu că l-a trimis pe Fiul Său care s-a jertfit pentru noi, pe Mântuitorul Hristos și avem ocazia să ne împărtășim cu Hristos în fiecare Sfântă Liturghie. Și atunci, dacă am trăi aceste lucruri duhovnicești, n-ar mai apărea această dualitate de care vă spuneți dumneavoastră și când ești atât de sigur pe tine și îl ai pe Hristos alături, înfrunți orice. Da. Nu există să nu, să nu realizezi un lucru când îl ai pe Hristos. Nu ne spune Sfântul Apostol Luca și Evanghelist Luca, cei cu neputință, l-om este cu putință la Dumnezeu. Atunci când ne simțim neputincioși, avem atâtea rugăciuni frumoase, acatiste, slujbe care ne sunt puse înainte și cu siguranță că dacă noi ne rugăm cu stăruință, vom învinge orice greutate, orice obstacol. Și atunci, dacă te apropii cu frică, cu credință și cu dragoste de Hristos, cu siguranță că oarecum vei și învinge ceea ce se aude în spate. Nu vei mai pune la suflet. Deci modula biserică să mă rog pentru mine, pentru mama, pentru tata, pentru cei dragi și în momentul în care te rogi și trăiești rugăciunea, nu mai ascult ce se vorbește da. în jurul tău. Acum, gura lumii nu o poți închide și fiecare da. avem această, sau acest obicei, să spunem așa, încât să ne dăm cu părerea. Și n-ar trebui, mai ales în Sfânta Biserică, trebuie să fim toți concentrați la ceea ce se întâmplă acolo. Pentru că este un moment culminant pentru că Isus Hristos, prezent pe Sfânta Masă, în Sfântul Altar, vine și mai apoi, prin preot, se împărtășește tuturor credincioșilor prezenți la Sfânta și Dumnezească Liturghie. Și atunci aș zice eu că tânărul se poate apropia fără nicio grijă, știu că este comod pentru ei să stea acasă, să se odihnească, pentru că Duminica este zi de weekend, dar, așa cum ne facem timp pentru toate trebuințele zilnice, să ne facem timp și de Hristos. Da. Măcar două ceasuri pe Sfânta, pe ziua de Duminică, și să participăm la, la Sfânta Liturghie. Și atunci vom conștientiza că Hristos este alături de noi în fiecare clipă și în fiecare secundă, chiar dacă noi de foarte multe ori negăm. Însă nici nu ne dăm seama cât de important este că ne ajută Dumnezeu să vedem lumina zilei și seara să punem capul pe pernă sănătos. Eu zic că este cea mai mare realizare da. și cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Și apoi, bineînțeles că ziua de astăzi este o zi pe care noi o pregătim pentru ceea ce urmează. Dar orice zi trebuie să înceapă cu rugăciune, să înceapă cu Hristos și să se sfârșească cu rugăciune și să se sfârșească cu Hristos. Da. Foarte frumos spus. Mulțumim mult, Părinte. Odată ce am reușit să ne apropiem de Dumnezeu, cum anume putem menține o legătură strânsă cu acesta? Foarte simplu. Pentru că atunci când ajungi să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, îți este foarte greu să te desparți de El. De ce? Pentru că începi să-L cunoști de aproape și începi să-L cunoști pe Dumnezeu ca fiind cel tot prezent în viața de zi cu zi, și mai mult decât atât, unindu-te cu Hristos și prin Hristos, descoperim aceste frumoase taine prin Sfânta Biserică, pentru că Dumnezeu este izvorul Sfințeniei și Dumnezeu ne cheamă la Sfințenie, pentru că suntem fiecare datori și oarecum aș spune și eu binecuvântați de Dumnezeu să-l putem cunoaște prin toate mijloacele pe care noi le avem, în special prin Sfintele Slujbe prin participarea noastră la activitățile de zi cu zi care se desfășoară în biserică și trebuie să recunoaștem că biserica se îngrijește de fiecare palier, să spunem așa din viața creștinului. Da. Din activitatea socială, catehetică, administrativă, biserica se îngrijește de toți, pentru că toți sunt fii al lui Dumnezeu. Și odată ce te apropiat de Dumnezeu, este foarte greu să te mai desparți de el. Este ca și un copil crescut la sânul mamei și ajunge să iubească atât de mult pe mama lui încât nu se poate despărți niciodată de ea. Așa este și cu Dumnezeu. Când ajungi să-L cunoști, când ajungi să te apropii de El, când ajungi să te rogi, deja să-ți formezi un program de rugăciune zilnică, parcă ai o dorință arzătoare să-L cunoști mai mult pe Dumnezeu și începi să-L cercetezi. Cum? Din scrierile Sfinților Părinți, în special din Sfânta Scriptură, unde acolo este Dumnezeu care ni se, ni se descoperă prin viu grai și citind Sfânta Scriptură ne dăm seama că într-adevăr atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât ne-a creat pe noi atât de perfect și ne iubește în continuare, chiar dacă suntem încercați, dar să știți că orice încercare este și o pregătire. Să nu din niciodată și la aici îi invit pe tineri să nu deznădejdească, chiar dacă trec prin perioade grele. Orice problemă are rezolvare, ca și în matematică, Curet. poate nu o rezolvăm Curet. astăzi, mâine, o rezolvăm poi, mâine, viitor. Așa că și ei, dacă au căzut într-o deznădejde, nu trebuie să recurgă la anumite gesturi. Nu. Cunoscându-l pe Dumnezeu, îți dai seama că atâtea șanse ai de a scăpa și atâtea șanse îți oferă Dumnezeu de a te salva încât nu poți să-ți închipui că Dumnezeu este atât de mare și atât de bun. Dar lasă-te să fii ajutat. Caută, cercetează un preot pentru că îți va deschide această cale spre Dumnezeu. Și duhovnicul, pentru că vorbeam adina de duhovnic, are și acest rol important în viața tânărului de a-i pune sămânța în suflet a cunoașterii lui Dumnezeu și de a-i da câteva sfaturi și mai mult decât atât de a-l îndruma să facă tot ceea ce este util și de folos pentru a avea o viață cât mai curată și pentru a-și clădi un viitor cât mai perfect. Pentru că ați menționat mai devreme de faptul că biserica oferă o gamă largă de activități tinerilor, tocmai în scopul acesta de a se apropia de biserică. Cum anume credeți că putem implica tânărul în biserică, să se simte și el un cetățean activ, un credincios activ, să vină cu plăcere, cu interes? Cum îl putem implica? Da, un tânăr poate fi implicat prin a deveni din participantul care. Venea frecvent la activități, să devină da. el însuși inițiator al unor activități. Adică, deja să-l înzestrezi pe el și să-i dai câteva atribuții, ceea ce ține de a anima, ca așa se spune la noi, animatori, <hie> pentru că așa cum ne străduim și vrem să formăm animatori pentru tabere. Sunt copii care au crescut în biserică, alături de preoți, și deja au devenit animatori în tabere, adică duc singuri o tabără cu activități, ocupă de ceilalți mai mici și atunci pe tânăr îl implici dându-i de lucru. Adică îl atragi pe biserică, îi areți că biserica poate să îl formeze pe mai departe da. și cu siguranță că implicându-l în diferitele activități sociale, culturale, catehetice, didactice, gospodărești, inclusiv, tânărul va prinde drag și se va simți util în via lui Hristos. L-a chemat pe tânăr prin implicarea lui la o activitate oarecare, poate că a făcut o icoană, a pictat o icoană, deja el s-a simțit util, uite, icoana mea, poate că va ajunge la cineva care are nevoie de ea, o icoană pe sticlă. Și deja l-a implicat pe tânăr în această activitate, în această latură a bisericii. Așa văd eu această implicare. În primul rând, trebuie să îi lași și pe ei să-și pună punctul de vedere, să da. se simtă util în biserică. Și atunci, tânărul, când vine cu drag în biserică și le ai lăsat să vorbească, și mai mult decât că vorbește, îl și asculți și încerci să pui în aplicare împreună cu el ceea ce el a împărtășit, atunci el deja se simte util și cu siguranță că își dorește să mai vină. Va duce mai departe și prietenului lui prietenei lui, uite ce frumos acolo la biserică, am spus un lucru, părintele m-a ascultat și parcă l-am și implementat. Și chiar vă invit și pe voi alături de, 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 mine să vedeți că există deschidere din partea bisericii, pentru că aici ar fi problema. Mulți tineri îmi spun, părinte, nu-i deschidere din, din partea bisericii. Chiar la conferința pe care am organizat-o cu domnul Dan Negru, la un moment dat, a pus o întrebare domnul Dan Negru, de ce credeți voi, sau ce credeți că lipsește preoților ca voi să fiți în biserică? Și îi spunea cineva din sala, la un moment dat zice că preoții nu sunt așa deschis, deschiși față de noi. Și atunci am întrebat, cum ați vedea voi această deschidere? Și au venit și cu argumente. Adică un preot trebuie să fie un prieten al tânărului, să fie în mijlocul lor. Să vadă dincolo de reverendă un prieten pe care se poate baza oricând și la orice oră. Să nu văd acel preot care tot timpul ceartă, nu vii la biserică, dacă voi tineri mergeți peste tot, numai nu la biserică. Nu. nu, să nu fie un preot care ceartă, nu. Să fie un, așa cum ne învăța Mântuitorul Iisus Hristos. Câte ne-au greșit ucenicii lui și așa mai departe, dar cât de frumos le vorbea prin cuvinte, prin scriptură, spunea Hristos. Și așa i-a învăța și pe ei. Așa trebuie să luăm și noi exemplul Mântuitorului Iisus Hristos și să-l adresăm tinerilor noștri, ca să apropiem de Dumnezeu cât mai mult. Dacă tot am intrat în acest spectru al activităților, în cele ce urmează, mi-aș dori să vorbim puțin despre activitatea dumneavoastră ca inspector de tineret pentru județul Mureș, în cadrul arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia. Fiind preot la Biserica din cartierul Unirii, dormirea Maicii Domnului din municipiul Târgu Mureș, dumneavoastră organizați foarte multe activități cu tineri, începând de la diferite proiecte, workshop uri catehetice, activități cu tineri de diferite vârste, respectiv copii, concursuri, excursii, tot felul de activități. Aș dori să intrăm puțin în, în câteva dintre ele. Să ne povestiți mai exact ce faceți cu tinerii, când anume se desfășoară aceste întâlniri, în ce perioadă, ce anume presupun și până la urmă grupul țintă, cine anume poate să participe la aceste activități. Poate mai îndemnăm tineri sau oameni, de ce nu, care se uită acum la noi. Da. Activitatea mea ca și inspector de tineret pentru județul Mureș a început în urmă cu un an și jumătate aproape, din când dințarea noi preasfințitul Părintele Arhiepiscop Irineu. Eu uh, iubesc tinerii și îmi place foarte mult ceea ce fac. Și atunci când uh, înălcrea Sfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu mi-a acordat această încredere și această ascultare, deja îmi propusesem câteva idei și planuri pentru a veni și a le implementa. Chiar dacă nu a fost ușor, însă ce este frumos tot timpul este și greu. Da. Am încercat să le implementez și așa cum spuneați dumneavoastră, sunt preot paroc în cartierul Unirii, la parohia ortodoxă Târgu Mureș 11, alături de colegul meu, părintele Vasile Ilieș, și biserica noastră este deschisă pentru toți tinerii, atât din cartier cât și din municipiu. Da, așa cum a spus și dumneavoastră, avem activități cu caracter permanent, dar și cu caracter periodic. Da. Noi încercăm să atragem tinerii la biserică și prin activitățile pe care noi le gândim și le implementăm, dorim să arătăm tinerilor că putem să îi ajutăm în a-și alege drumul în viață. Și nu oricum. Am înființat un grup catehetic la nivel de parohie, pe care l-am extins la nivel de uh, municipiu, coordonat de către doamna director Carmen Nicoară de la Școala Gimnazială Petelea, alături de cadre didactice foarte bune din Târgu Mureș care ne sunt alături și se implică din Tudor, din Dâmbu, chiar din Cartierul Unirii. Și am început cu 2-3 copilași. Astăzi am ajuns undeva la 50-60 de copii. Acum prezența lor variază de la da. activitate la activitate. Pentru că sunt probleme tot timpul și fiecare își cunoaște cel mai bine programul. Dar avem copii și mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să îi adunăm. Pentru că este un lucru destul de greu să i aduni. Venind pentru prima dată și-au dat seama că biserica le deschide acest drum. Și atunci noi am zis, ca să fim cât mai aproape de tineri, trebuie să încercăm să facem cât mai des aceste activități. Și atunci am încercat să facem din două sau din trei în trei săptămâni activități pe care le gândim împreună cu grupul catehetic și mai apoi le discutăm cu celelalte cadre didactice și încercăm să adunăm materialele pentru activitatea respectivă. Ne-am dus puțin mai departe. Am uh, inițiat și cu binecuvântarea Preasfântului părinte Rineu o serie de întâlniri duhovnicești cu medici, avocați, chiar și cu vedete pe care România le are și care promovează și ele valorile ortodoxe. Și am zis că prin cuvântul sau prin ceea ce fac anumite persoane laice, din afara bisericii, copiii au multe de învățat. Da, de exemplu, a fost această întâlnire cu Dan Negru. De ce am gândit-o? Da. Nu spre mărinimie, poate cum consideră unii. Însă, urmărindu-l pe Dan Negru foarte, foarte mult, pe rețelele de socializare, mi-am dat seama că prin postările pe care le are domnia sa, nu face altceva decât să ne întărească și să ne arate faptul că el a excelat datorită lui Dumnezeu. Pentru că l-a avut pe Hristos și l-are pe Hristos în suflet și excelează în continuare. Și atunci am zis că această deschidere poate veni din partea lui la această întâlnire cu tineri și cu oameni din afara uh, parohiilor noastre pe care le păstorim. Și a fost un succes, aș spune eu, pentru că un laic a vorbit atât de frumos despre ceea ce înseamnă Hristos, despre cum vede legătura de la un nivel pe care domnia sa îl propovăduiește și cum poate fi împărtășit tuturor celor prezenți în sală și în special tinerilor. Și de aceea am considerat că un laic, dacă ajunge și le vorbește tinerilor despre Hristos, poate că vor percepe altfel. Apoi, activitățile pe care le derulăm din două în două săptămâni sau din trei în trei săptămâni după caz, ele își propun să țină grupul unit și mai mult decât atât, se atrage pe tine alături de noi și se mai scoate un puțin din mediul online. Bineînțeles, văzând că își petrec o mare parte din timp în mediul online, m-am gândit și aici la un concurs și în colaborare cu Părintele Consilier, pentru că Părintele Consilierului Vibotoi, Consilier Cultural, m-am sfătuit cu sfinția sa și m-a încurajat să, să inițiem acest concurs și bineînțeles, din nou, binecuvântat prea Sfințetului Părinte Irineu, am și inițiat un concurs online intitulat Credința văzută prin ochii lui Mihai Minescu, pentru că știm că luna ianuarie este dedicată marelui poet Mihai Minescu și am inițiat un concurs. Un concurs care la început nu-mi dă de atâtea mari speranțe, dar pe parcurs ce tot primeam mai cu lucrări, ne-am dat seama că tinerii sunt foarte interesați și în mediul online. Am avut mai multe secțiuni pe care tinerii noștri puteau să le împlinească și au fost undeva la vreo 350 de lucrări. Și aici vreau să le mulțumesc și public cadrelor didactice care au jurizat două nopți și două zile, pentru că au fost foarte multe lucrări, trebuia stabilit un barem și, mai mult decât atât, un procentaj, un punctaj da. pentru a fi acordate premiile. M-am declarat foarte mulțumit și am rămas surprins de dorința acestor tineri frumoși. Mă uitam la câteva filmulețe cu ei îmbrăcați în costume populare, cât de frumos interpretau poezii scrise de Miei Minescu sau unii au făcut artă fotografică, alții, alții eseu. Foarte, foarte, foarte frumos, și mi-am dat seama că, totuși, tinerii folosesc și în scop util internetul. Și s-au implicat din toate protopopiatele. Le mulțumesc pe această cale părinților, protopop și, și domnilor profesori care mi-au fost alături din întreg Județul Mureș. Și, bineînțeles, că elevii au fost premiați, toți cu diplome de participare, iar cei care au luat concursul 1, 2, 3 au câștigat concursul, au fost premiați după premiul fiecăruia pe care l-am acordat. Avem activități cu ateliere, handmade, cum a fost și luna martie, confecționări de mărțișoare și felicitări, pentru că luna martie avem marșul pentru Viață. L-am avut invitat în mijlocul nostru și pe domnul dr. Molnar Claudiu, profesor în cadrul Universității de Medicină și doctor ginecolog. Am avut invitat un medic rezident, Doamna Andreea Baraboi, de asemenea, dânsa le-a arătat micilor noștri creștini și tuturor celor prezenți la activitatea respectivă cum pot interveni de urgență când o persoană are nevoie de prima intervenție, până vin medicii în ajutor. Un curs de prim ajutor. Și ne propunem pe viitor să derulăm și mai multe proiecte, cele pe care le-am inițiat și care sunt de o mare importanță și un manufolos duhovnicesc, aș spune eu, ne propunem să le ducem mai departe, unele dintre ele chiar să aibă mai multe ediții și cu siguranță că suntem deschiși la orice propunere, din partea oricui, pentru că la un, la un, la un numitor comun vrem să ajungem, și ne dorim ca să fie unitate, să fie socializare și împreună să intervenim, să îi ajutăm pe tinerii noștri să se formeze în biserică. Pentru că biserica este cea mai importantă școală, ea cuprinde toate domeniile și dacă te formezi în biserică și ești elev în Biserica lui Hristos, atunci cu siguranță că vei excela în viața de zi cu zi, în carieră și dacă ai excelat cu Hristos, cu siguranță cu că și cu Hristos vei merge mai departe. Îi așteptăm și pe alți tineri care vor să vină alături de noi, alte cadre didactice care vor să fie alături de noi, pentru că ne propunem să ne extindem cât mai mult. Avem nevoie de oameni tineri, oameni cu forțe proaspete și, de ce nu, cu idei pe care să le implementăm și să fie în folosul tinerilor noștri. Mulțumim mult, părinte. Urmărindu-vă și eu în mediul online, Mulțumim. am văzut că încercați ca de fiecare dată să marcați diferitele zile naționale care se succed. De asemenea, am văzut în faptul că ați marcat Ziua Națională a Culturii, Ziua lui Constantin Brâncu Brâncuș, Ziua lui Ion Creangă, Ziua lui Mihai Minescu, Ziua de 1 iunie. Încercați să marcați toate aceste evenimente culturale și și naționale în același timp. De asemenea, am văzut că ați avut un proiect de mare amploare și anume proiectul proiectul de din suflet pentru viață. Ați organizat foarte multe colecte în perioada Crăciunului și a Paștelui pentru oamenii, respectiv copiii care nu au atât de multe posibilități și de asemenea iarăși o activitate care m-a bucurat mult faptul că uh, ați organizat diferite întâlniri în școlile din Târgu Mureș, respectiv în școlile din Petelia, cu tinerii, pe diferite teme de actualitate pentru ei. Proiecte foarte frumoase de altfel. Ați primit feedback-uri din partea tinerilor, păreri, dezbateri, dacă au avut loc? Da, să știți, oarecum, la prima vedere, sunt foarte reticenți, dar după ce observă că te apropii mai mult de ei, încep să-și dea drumul. Am avut feedback-uri, și bune, și mai puțin bune. Acum, într-adevăr, că urmăresc prin vizita mea în școli și pe această cale, le mulțumesc domnilor directori și doamnelor directoare care. Mă primesc cu atâta dragoste și cu foarte mare deschidere, și chiar uh, sunt dispuși și ei să lucrăm împreună. Și asta urmăresc eu prin vizitele mele în școli, să încerc să discut cu elevii, să descoperim care sunt problemele lor și ce frământări au în fiecare zi. Să știți că au foarte multe, pentru că mulți dintre ei fie se închid în ei, fie nu vor să vorbească, și aici i-aș sfătui. Să discute, să vorbească cu părinților care sunt cei mai buni prieteni. Dacă consideră că au o problemă atât de gravă încât poate nu vor să le o spună părinților, să apeleze de asemenea la un duhovnic. Dar trebuie să înțeleagă că părinții sunt cei mai buni prieteni, chiar dacă poate ne ceartă. Dar să știți orice ceartă a părinților este constructivă. Uh -huh. Noi trebuie să-i ascultăm, și atunci un feedback pe care l-am primit uh, din partea ei, este acela că ei s-ar simți mult mai degajați dacă am face mai multe întâlniri în, în afara bisericii, să spunem așa, dar tot biserica da, să fie da. cea care organizează. Și atunci ne-am propus aceste tabere pe care le avem la nivel de arhiepiscopie, pentru că noi le și promovăm. Arhiepiscopia a venit în sprijinul tinerilor și prin aceste tabere. Urmărim să-i unim, urmărim să construim un grup puternic și să le dăm posibilitatea să se descarce fiecare și să-și spună, într-un grup acolo restrâns, în tabăra respectivă, fiecare ce durere are sau fiecare ce dorește să se întâmple pe viitor. Și atunci, noi de aceea venim în sprijinul lor și suntem alături de ei, și am încercat ca acest feedback să-l punem în aplicare împreună în cu părinții consilieri și cu părinții colegi de a participa și de a ne organiza să îi atragem cât mai mult în activitățile pe care le avem în biserică și în afară bisericii, prin tabere, activități sportive, <gânt> de ce nu, da. mergem și la fotbal cu ei sau la jocuri unde ne invită și atunci cu siguranță că se creonează această relație de prietenie. Dar o prietenie Duhovnicească, să spunem așa. Da. Legat de aceste activități, workshop-uri catehetice, tabere și tot ceea ce se desfășoară atât în contextul bisericii, cât și în afara ei, există anumite intervale de vârstă pentru care gândiți aceste tabere, activități, copiii sunt delimitați pe anumite categorii de vârstă sau în mare parte poate să meargă oricine? Da, avem niște categorii de vârstă, anumite categorii de vârstă, da. însă. Noi primim pe toți tinerii care vor să se înscrie. Nu facem diferențe. Într-adevăr, că sunt etape de vârstă cu care lucrezi bine, cu care trebuie să te implici mai mult, dar orice copil este binevenit, orice tânăr este binevenit și atunci, cu siguranță, că într-adevăr, o vârstă în care noi o luăm în tabără începe de la 7-8 ani uh -huh. în sus, 12, da, 13, da. 14, 15 ani, 18 ani, da. Deci avem. Pe diferite categorii, dar este deschisă tabăra, orice tabără, pentru orice fel de vârstă, începând de la vârsta de 7-8 ani și, de ce nu, poate și adulții. Vom face în viitor niște tabere cu părinții, pentru că orice întâlnire este constructivă și orice întâlnire trebuie să aibă, la un moment dat, un scop foarte bine definit. Ce putem face ca să schimbăm sau să reparăm, să îmbunătățim? Pentru că este loc tot timpul de mai bine și, încă o dată, revin, ce este cu neputință la om este cu putință la Dumnezeu. Da. Dacă noi suntem neputincioși, ne adresăm lui Dumnezeu și ne va da cu siguranță în gând ceea ce trebuie să facem spre binele societății noastre actuale, în care trăim și, de ce nu, pentru viitor. Cine sunt voluntarii acestor activități tabere, sunt chiar tineri crescuți în biserică? Da, să știți că sunt tineri crescuți în biserică, tineri care au început și ei ca și participați în tabere, și astăzi au devenit animatori. Se ocupă de tinerii prezenți în tabere, se ocupă de programul de activități în tabere și au prins dragoste față de, de ceea ce se întâmplă, încât au rămas apropiați. De biserică, au rămas apropiați de preoții cu care au fost în tabere, pentru că știu foarte mulți preoți care și-au strâns către un grupuleț și au venit în acea tabără și de atunci vin permanent. Și ne bucur acest lucru pentru că tinerii vor să se implice exact despre ceea ce vă spuneam. Da. Tânărului trebuie să-i acord șansa. Nu să-l faci să-i spui că nu e util în biserică, nu. Este util prin tot ceea ce vrea să facă, dar poate fi șlefuit. Adică poate fi da. oarecum. Împins de la spate și dirijat, știți, ca să facă ceea ce trebuie să facă. Să știți că pe mine tare mult mă impresionează anumiți copilași când văd că au idei foarte bune, dar le iau, le culeg și încerc să le aduc la un nivel mult mai înalt, dar este ideea copilului respectiv și atunci îi atrag atenția. Vezi, este ideea ta, doar că implementată la un nivel de gândire matură sau adultă. Și să știți că de foarte multe ori vin rezolvări de la noștri creștini au foarte multe gânduri frumoase și să știți că împărtășesc foarte multe bucurii cu noi și de fiecare dată când discutăm la aceste mese rotunde mai ales în tabără, când ne adunăm la o seară catehetică ne împărtășim fiecare gândurile și vezi câte au acumulat de-a lungul vieților până în de. momentul respectiv și să ai seama că au avut și au o copilărie în continuare frumoasă și aici felicit și părinții care îi uh, educă. Pentru că și noi am crescut în familii creștine, am crescut cu Hristos și eu personal am crescut cu Hristos. Părinții mei mi-au înzestrat această dragoste și cu siguranță că o voi duce până când Dumnezeu va rândui că este momentul să se încheie, dar o voi duce cu demnitate și o voi duce cu bucurie. Pentru că cea mai mare bucurie a mea este că pot să-i slujesc lui Hristos în calitatea de preot. Și vă dorim mult spor în continuare în toate activitățile. Mulțumim să dea Dumnezeu să avem sănătate în primul rând, să ne ocrotească și să trecem peste aceste vremuri de grea încercare și chiar dacă este suferință în lume, am încheiat pandemia, acum războaie, <laughs> Război au fost de-a lungul vieții, să știți, și prin Irak, Afganistan, doar că nu am fost noi prea în temă cu ele. Dar, ce putem da. face noi? Să ne rugăm pentru frații noștri creștini, așa cum zicea și zice de foarte multe ori Părintele meu duhovnic, de ce Părinte, trebuie să pătimim pentru Hristos. Și așa m-au aceste cuvinte, încât pătimim pentru Hristos. Așa cum și Hristos a pătimit pentru noi și s-a jertfit pe Sfânta Cruce și nu oricum. Însă, așa cum spune și evangeliștii noștri pe care avem și Sfânta Scriptură, că în lume vor fi războaie, să nu vă înspăimântați. Oh, oh, este doar începutul. și să nu ne înspăimântăm. Da. Nu, atunci când ne înspăimântăm, să punem genunchi la rugăciune și cu lacrimi de milință să ne rugăm pentru noi, pentru frații noștri care suferă din pricina războiului. Uitați, vedeți și pandemia a fost un test de la Dumnezeu, o încercare pe care am trecut-o. Unii dintre noi am pierdut persoane dragi, dar dincolo de toate aceste aspecte este voia lui Dumnezeu în tot ceea ce se întâmplă. Și el îngăduie pe toate. Dar le îngăduie ca să ne arate că tot El ne ajută să le trecem. Adică fiecare dintre noi avem o cruce pe care trebuie să ne o ducem. Nu trebuie să judecăm, să ne ducem crucea pe care am primit-o. Și tot părintele meu duhovnic mă învăța un în lucru tot timpul, zice să, să zic așa, Doamne, fă voia ta și ajută-mă, Doamne, să ascult voia ta. Ascultarea poate că este cea mai grea. Și dacă asculti de lui Dumnezeu, cu siguranță că toate se vor întâmpla, așa cum sunt ele rânduite. Pentru că ați menționat de rugăciune, care este puterea rugăciunii în viața unui tânăr, rolul rugăciunii în viața lui? Este foarte puternică. Însuși Hristos spunea, privegheați și vă rugați. De multe ori ne dăm seama că rugăciunea are o importanță dezăvârșită în viața noastră. De ce spun acest lucru? Am vorbit cu foarte mulți medici și zicea, părinte, de multe ori într-o operație ziceam că am făcut tot ce este cu putință din punct de vedere omenește, doar minune de la Dumnezeu se mai poate face și se adunau preoți, se rugau, făceau taina Sfântului Maslu, să vrșeau taina Sfântului Maslu și că acea persoană și-a revenit miraculos. De ce? Pentru că acolo unde este rugăciune, să știți că Hristos vine în ajutorul nostru. Așa cum spune Sfântul Angură de Aur, un lucru foarte frumos, rugăciunea este zvorul faptelor bune, tuturor faptelor bune. Ea face din greu ușor, ea aduce de neputință putință, doar că trebuie să vă rugați. Și rugăciunea este medicamentul sufletului, pentru că prin rugăciune noi avem această posibilitate de a dialoga cu Dumnezeu și de a-i cere anumite lucruri, de a-i mulțumi, de a-L slăvi pe Dumnezeu și atunci aș spune eu că rugăciunea este de folos. Și nu că aș spune, că așa și este. Rugăciunea este cea care dă sens vieții noastre. Un om care nu se roagă este un om umbrit de păcat, este un om umbrit de suferință, dar un om care se roagă este un om luminat. Vedeți, de foarte multe ori auzim că, ba, păi de ce să mă spovedesc, ba, milene să mă rog, ba, n-am avut timp, că am avut foarte mult de lucru. Dar nu ne dăm seama cât de importantă este rugăciunea, numai atunci când ajungem într-un moment de grea încercare, știți? Nu, trebuie să ne rugăm zilnic. Rugăciunea este ca și hrana trupului. De fiecare dată când ne așezăm la masă, ne spălăm pe mâini și ne punem la masă. Poate mâncăm de două, de trei ori pe zi. Dar o dată pe zi de ce nu ne putem ruga? Sau ar fi de folos cel puțin o dată pe zi să ne rugăm? Să ne facem un canon al nostru. Să încercăm să Rostim rugăciunile pe care le și trăim. Să nu ne luăm mult și să nu putem duce la bun sfârșit. Nu. Puțin, dar cu folos. Dar acel puțin să fie împlinit în fiecare zi. Și de la puțin vom crește la mult. Astăzi puțin, mâine puțin mai mult, poi mâine puțin mai mult și uite, așa ajungem să avem o stare de uh, înduhovnicire permanentă. Și atunci ne dăm seama, ceea ce discutam noi, cum și cât de mare poate fi Dumnezeu. Ca ajungi prin rugăciune să-l cunoști pe Dumnezeu. De aceea spun că rugăciunea este medicamentul Sufletului. Rugăciunea este ceea care ne ajută să depășim orice moment. Și atunci când te rogi cu Sufletul și cu Inima, ești prezent acolo, fără să fii luat de duhuri și de gânduri. Când te rogi cu stăruință și cu dragoste, uiți de orice boală, uiți de orice problemă ca și cum ele să rezolvă. Și vine și rezolvă la de la sine, să știți. Pentru că Dumnezeu știe ce necesități avem. Și noi trebuie să-L propovăduim cu dragoste. Nu așa spune și Sfânta Scriptură, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, vrea îndreptarea Lui. Să ne îndreptăm prin rugăciune, prin pocăință, prin taina spovedanii și apoi să ne apropiem de Sfântul Potier. Acolo unde este Arhiereul cel veșnic. Și ni se împărtășește nouă tuturor. Aș spune eu că este taina tainelor în momentul în care ajungem să-l primim pe Hristos și să ne împărtășim cu El. Cât de frumoasă este rugăciunea. Rugăciunea trebuie să fie parte din viața noastră. Este ca și un medicament de care nu mai scap, și pe viață trebuie să-l iei ca să poți să-ți împlinești ziua respectivă. Așa este rugăciunea. Prin cărțile de cul pe care le avem. Prin participarea la Sfânta și Dumnezească Liturgie, într-adevăr, rugăciunea comuniune și rugăciunea particulară care nu trebuie să lipsească din viața niciunui credincios. Au fost tineri, ori nu neapărat tineri, credincioși în sine, care v-au mărturisit că prin intermediul rugăciunii, respectiv prin intermediul lui Dumnezeu, au reușit să depășească anumite situații dificile din viața lor, ori să obțină pentru ceea ce s-au rugat de mult timp. Da, au fost. Nu mai știți unde apare problema. De multe ori venim cu nădejde, venim cu suferință. Și am și eu, clinicioși, părinte, rugați-vă și le spun eu, mă rog, dar trebuie să vă rugați împreună cu mine, pentru că Dumnezeu da. cunoaște Dumnezeu preotului și știți unde apare, să spunem așa, problema, că Dumnezeu a împlinit rugăciunea. Dar oare cât mai se întorc să-i mulțumească, Doamne, să mulțumesc. Da. Și îmi vine în minte, în minte pilda celor 10 leproși când Hristos i-a tămăduit pe toți și doar unul s-a întors să-i mulțumească lui Dumnezeu. Știți că de fiecare dată, după ce ne-am rugat zile, luni întregi, Dumnezeu ne-a împlinit rugăciunea și dorința și primul lucru pe care îl facem să sărbăm de bucurie. Chemăm prietenii, ne întâlnim, ne adunăm undeva la o terasă, dar am uitat să-i mulțumim celui mai de preț care ne-a ajutat, lui Hristos în primul și primul rând, așa cum am venit să-l rog, așa să mă și întorc, Doamne, îți mulțumesc și apoi celelalte. Dar să fie și mulțumire, adică să fie recunoștința. Doamne, știu că fără tine nu putem face nimic. Și Dumnezeu ne-a ajutat. Doar că în acel extaz de bucurie uităm și apoi uităm poate că definitiv sunt care se întorc și vin. În primul rând am venit să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ascultat rugăciunea și mi-a împlinit dorința după cum am gândit și după cum am vrut. Și de aici încolo mă duc mai departe să le mulțumesc și celorlalți după fiecare etapă pe care am trecut-o până în acest moment. Să știm și să avem tot timpul în vedere că recunoștința este o virtute foarte puternică și așa cum venim să rugăm pe Hristos să ne ajute și după ce ne ajută să ne întoarcem, să fie prima persoană. Dumnezeu ne așteaptă și să fie primul lucru pe care îl facem să venim să-i mulțumim. Asta înseamnă recunoștință. Și au fost, să știți, cunosc foarte multe cazuri care au venit, nu și-au pierdut speranța, chiar dacă poate singură nădejde o avea în Dumnezeu și am un caz pe care îl cunosc, părinte, am umblat peste tot, mi s-a spus că nu se poate și după un canon, după paraclisul Maicii Domnului, după canonul pe care da. preotul duhovnic îl gândește atunci și îl dă penitentului care vine la spovedit, să știți că se împlinește voința lui Dumnezeu cu acea persoană. Și viața lor s-a schimbat și și-a dat seama că nimeni și nimic nu este mai presus decât Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni, să știți. Vedeți, și doctorii, câte nu fac, câtă școală fac ei pentru a ajunge să opereze. Dar în înțelepciunea lui Iisus Irah, în capitolul 38, versetele 1 cu 2, găsim aceste versete frumoase zice: Cinstește-l pe doctor că și pe acela Dumnezeu l-a lăsat. Adică, Dumnezeu i-a înzestrat această da. bucurie și acest talent de a studia medicina, pentru că lucrează tot prin Dumnezeu, dar sub altă formă. Și noi, și dumneavoastră, puteți să-l propovăduiți pe Dumnezeu și îl propovăduiți, sunt convins. Nu trebuie să fii preot. La orice domeniu de activitate și în orice meserie, Hristos poate fi propovăduit. Trebuie doar să trăiești. Pentru că prin trăire, prin trăirea credinței, prin trăirea credinței cu fapte, poți împărtăși și celorlalți, prin fapte. Nu trebuie să vorbești doar da. prin fapte, să demonstrăm și celorlalți că într-adevăr se poate. Și cu siguranță că toți ajungem la acel numitor comun: că Dumnezeu este Tatăl nostru Ceresc, Creator, Hristos, Arhiereu Cel Veșnic, care lor le se cuvine toată cinstea și slavă. Părinte, din păcate, timpul trece foarte repede și nu este în favoarea da. noastră <laughs> și aș dori ca în încheiere să transmiteți un gând celor care ne urmăresc acum. Tuturor vreau să le împărtășesc această bucurie pe care o am eu și anume că Dumnezeu m-a învrednicit să-i slujesc Arhiereului veșnic, Mântuitorului Hristos și vândem și pe dumneavoastră să o faceți, să îl slujiți pe Hristos cu toată dragostea, să nu vă fie rușine să-L pe Hristos, oriunde v-ați afla. Pentru că, avându-L întipărit pe Hristos în sufletele și în inima dumneavoastră, să știți că sunteți fii moștenitori ai credinței cele veșnice. Și pe această cale vândem și pe părinți și pe tineri, să participați atât că vă este în putința dumneavoastră la activitățile pe care le desfășurăm, să participați la bisericile parohiale la care sunteți arondați și tot timpul să-i mulțumesc lui Dumnezeu și în fiecare zi pentru că ne trezim sănătoși și putem să împlinim ziua respectivă. Părinte, doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că v-ați făcut timp și ați făcut acest dialog posibil în seara aceasta și doresc să vă urez mult succes și multă baftă în toate activitățile pe care le desfășurați și urmează să le desfășurați cu tinerii. Mulțumesc foarte frumos pentru invitație încă o dată. A fost o plăcere să purtăm o discuție prietenească, o discuție constructivă, zic da. eu, și ne dăjdim că în viitor poate va alătura și dumneavoastră proiectelor noastre, cu colegii dumneavoastră, și cu siguranță că acolo unde ne adunăm mână cu mână vom deveni mai puternici și mult mai utili în via lui Hristos. Vă mulțumesc și mult spor în tot ceea ce faceți pentru că v-ați propus să aveți aceste dialoguri și vreau să-i mulțumesc și domnului Doru pe această cale pe care nu întâmplător l-am cunoscut. Domnul Dan Negru îmi spunea că are un prieten foarte bun la Mureș care este domnul Doru și uite că Dumnezeu a făcut ca noi să ne vedem nimic nu este întâmplător în viață și ca împreună să putem promova aceste valori. Și îl felicit pe această cale că am avut discuții cu dânsul și el asta își dorește să promoveze valorile încă de la rădăcină. Și îl felicit, vă felicit și pe dumneavoastră și să dea Dumnezeu să împreună să fim utili, așa după cum am mai spus, și să realizați cât mai multe emisiuni frumoase spre folos. Docovnicești și, de ce nu, să construiți tineri. Mulțumim mult și vă așteptăm cu mare drag, și cu altă ocazie să mai purtăm încă un, un dialog cu drag. constructiv. Doamne, ajută, o seară plăcută tuturor! Mulțumim mult, asemenea, dragi telespectatori, vă mulțumim mult că ați fost alături de noi și că ne-ați urmărit în această seară. În încheiere, aș dori să vă pun și eu la suflet un gând de a lui Lucian Bleaga și anume, citesc, despre Dumnezeu nu poți vorbi decât așa îl întrupezi în floare și îl ridici în palme, îl prefaci în izvor și îl lași să curgă, lin peste picioare, îl prefaci în soare și îl aduni în ochi, îl întrupezi în om și îl rogi să vie în sat. Am încheiat citatul. Vă mulțumim mult pentru faptul că ne-ați urmărit și vă așteptăm cu mare drag și la următoarea noastră ediție, așa că fiți cu ochii pe noi în continuare. La revedere și vă dorim o seară cât mai frumoasă!